ne-am adunat în acest antic și dement teatru ca să propagăm patima noastră pentru viață și să scăpăm de înțelepciunea colcăitoare a străzilor. Ușile deschise sunt păzite, ferestrele forțate și singura cine a rămas pentru dans și a ne salva prin divinul simulacru al cuvintelor este doar muzica. Muzica ce ne aprinde temperamentul și ne încântă auzul. Unde sunt festinurile ce ne-au fost promise? Unde este vinul? Păi zic eu, vinul moare în vie. Dacă nu cumperi la bani. Sunt un rezident al cetății. Tocmai m-au ales să-l joc pe prințul Danemarcei. Da. Ofelia. Beată Ofelia. Toate aceste fantome pe care nu le-a văzut niciodată plutesc către o soartă nefastă, pe o lumânare de fier. Hai, întoarce-te, brav războinic! Aruncă-te într-un alt canal! Ți-ai părăsit atât nimic ca să înfrunți liniștea. Spune-mi, ai plecat surzând ca un copil în calmul remanent al unui vis. Îngerul bărbat care înfruntă șerpii pentru a lăsa rădăcini și palme a subliniat într-un final acest suflet caritabil. Oh, ia bine, privește cum se duce. Invitat în vis, în glorie, odor, Marto. Nebun sufocat, privește acum unde asta te-a dus. Te-a dus în raiul cărnii. Cu canibali și cu evrei. Grădinarul a descoperit corpul întins, Putin.